Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie, să putem spune pe aici așa pe 2020, frumos, elegant cât de cât. Și vorba asta ar trebui să o lăsăm, că e destul de veche. Aici în 2020 ne jucăm PUBG Mobile. Și pentru că nu am găsit altceva pe anul ăsta, mă rog, la ora asta nu am găsit alte meciuri, jucăm solo la duo pe această hartă minunată. Pentru că nu am găsit meci la solo. Deci, na. Da, mă băieți, dacă vă place și vreți să facem episoade cu acest joc, uitați să apăsați butonul de like și n-am mai filmat de foarte, foarte mult timp și m-am dezobișnuit, probabil. Deci, să fie nasol. Bă, eu acum sper, îmi doresc să pot să fac și eu ceva pe harta asta și vine să strâns, băieți. E nasol. Nasol că-l simt cum vine. Backpack de 1. De ce mă joc PUBG Mobile și vă întrebați și nu mă joc cu PUBG Lite sau PUBG normal? Simplu. Am prieteni care se joacă PUBG Mobile și neavând calculatorii nu au PUBG normal. Deci mă joc cu ei așa, PUBG e pe telefon, dar vreau și o lunetă aia bombă. Că nu te super bine, e 2X, dar care lunetă, știi ce zic? Să aruncăm ce n-avem nevoie, astea, adică, și să vedem pe unde mai găsim ceva. În zona asta, în zona, nu avem treabă. Nu, v-am zis că să jucăm la duo. Deci asta ar fi marea problemă. Că jucăm la duo și nu avem cu echipier deloc. Deloc. Hai că mai sunt în față niște case, vezi mai aici o casă. E bine că am găsit multe gloanțe, adică pot să trag ca lumea dacă e ceva, dar nu avem, nu, ce nu am, ce nu am. Nu am o lunetă mai micuță, așa că să trag și eu ca lumea. Știu să avem mare grijă, mai ales că, v-am spus, suntem la duo. Sperăm că facem noi treabă. Să vedem, nu m-am dus pe niște zone de-astea mari, nu m-am dus pe bătaie, pentru că vreau să iasă clipul ăsta frumos, așa, elegant, să fie ca lumea. Să facem și noi treabă. Cred că l-am auzit pe unul. Extended. Om, câte M4-uri găsesc. Bă, și când caut, mă, băieți, ferar să fie când caut un M4, dacă găsesc. Când găsesc M4 îmi fac cruce. Uite, iarăși. Bă, eu zic că avem destule gloanțe. Hai să mai luăm medicale chestii dacă găsim și eventual un sniper. Ceva că ne-ar fi de folos. Așa, un car eventual sau ceva. Sau un M24. Bun și ăla. Pa, uite, tigaie. Deci unul. Și de-astea, am mancat multe de-astea. Te da cineva airdrop acolo. Opa, câte medicale aici. Și n-am loc. Și n-am loc, uite de asta n-am loc. Și cauză că am foarte multe de astea. Așa. Și ia frate medicalele că o să avem nevoie de medicale, forță o să avem. Opa, un VSS. Se iau VSS-ul oare? Parcă aș lua VSS-ul, da. Până voi găsi altceva, cred că o să iau ceva cum asta aici. Așa, am și mie glonțe. Bam. Și sper că mai erau niște glonțe pe aici. Prin casa asta. Hai să vedem. Să ajungem la loot, mă băiesc că na, n-avem ce să facem, adică oricum o să cam stăm la camp tot meciul.
deoarece fiindcă și pentru că suntem singuri, singurei pe această lume. Avem cu echipieri. Și acum nu mai avem nici gloanțe. Adică nu mai avem loc de gloanțe și mai sunt și casele alea de acolo. Să vedem unde dă zona. Și în funcție de unde dă zona o să ne deplasăm și noi. Da. Văd că se doboară. Văd că chiar au fost ceva M4-uri pe harta, că nu mai e de M4, văd că mă uit una ca. Da. Compensatoare, SMG. Mamă, uite, asta e bun. Bine, n-am loc de ea. Hai să aruncăm astea. Luăm așa. Și punem așa și aruncăm așa. Și cum o luăm așa. Bam. Mamă, și asta e bun. Așa, putem cu o tigaie. X nu vreau. Cam 4X. Acesta e un scooter. Un scooter. Aca M4. Da, am destule gloanțe. Bă, da, chiar asta e, că asta e așa. Asta am fost oare? Nu cred că am fost. Vector, ba, cred că am fost. Cred că am fost chiar de prima dată. Așa. Din partea aia ori vin niște. Deci noi VSS-ul pe single, că cine știe. Care o lunetă mică ceva acolo. Pam, pam. Acum alergăm de nebun pe hartă, că, na. E nevoie. Mai și pe partea cealaltă, că o să o doreze destul de mult. Dacă nu. Uite aici o bercuță de-astea sau ce n-ai băi asta. Mamă, cât drumule. Mamă, puțin leghi. Gloanțe încolo. Ce încolo? A, bootcamp. Perfect. Nici nu mă așteptam să fie altceva. Da, mă, băieți. Da, așa că trebuie să o dăm pe concentrare pe astea frumos acolo, hâți, jumune. Trebuie să fie și pe sus, pe acolo, aia. Drop-ul? Pe unde? Nu știu. Dar oricum un bootcamp o să fie măcel, cel mai probabil. E că o să fie deja, cred că a fost măcelul. Uite podul ăsta aici. Și putea să-l campez eu frumos. Că sus acolo nu mai știu. Îmi pare că e cineva. Spun și-o aici mai prin mijlocul zonei. Hai că vine zona. Cred. Ba nu, n-am părut încă zona. Acum a pornit. Și să înceapă să apară băieții. Eu n-am văzut. M-au zis ceva. Mi s-a părut mie sau am auzit ceva? Lu?
Oare mi s-a părut sau? Pam, pam. Crește amor de la zonă. Nasol, nasol. Se zice, largă ăștia acum cu zona frumos. Deși aici ar mai fi un pod unde să ia. Puțin mai încolo. Și aici ar putea să stea și chiar și aici. Opa. Da, de... Oh. Partea aia. Ah, uite. I-am văzut. Ia uite. Echipă, mă, băieți, v-am zis. Opa, uite unde-i drop-ul. Let's join. Și pe ăla acolo, frumos. Băiatul. A murit băiatul meu acolo. Am făcut și un kill, mă băieți. Un kill. Avem stock pe M4. Oh, și încolo trebuie să mergem. Haideți. Vreau să mă duc cât mai repede la zone, că să n-am probleme cu otru avionul, că nu-l văd. Am o să alergăm ceva. Nu stăm cu medicalele. Hai că suntem bine. Că n-avem probleme mari. Ce e aici? Oh, shit. Ok. M-am speriat. Am tras o mică sperietură. Oho. Backpack level 3. Dă stocul ăsta în coace. Energizante de-astea. Bagă în coace. Am 6x. Aruncăm 4x. 2x. 3x. Dăm de-astea. Că-s bune. Avem de toate. Aveam 24. Dăm 24 de toate. Așa. Celălalt și prietenului ce avea? Asta era mai sărac așa, nu prea avea iteme. Dar asta avea frumos un 24. Dar nu avea o veste, băieți, nu știu ce. Ce naiba. Și iar am luat 2x-ul ăla. Mamă, mamă. Super. Mi-a cam bușit vestea aia. Aș vrea să găsesc o altă veste. Prin căsuțele astea. Uitați, băi, am făcut noi rost și de M24.
Avans, acum îmi trebuie o vestă de 2. Deci, în momentul am ales niște gloanțe pentru M24, mai un 2X din nou și la rung. Nu am ce face cu el. Asta n-a fost ca flamele, ce am fost. 2X, iarăși. Bă, să mai am gloanțe pentru M24, hai să mai iau. Să fie acolo, că nu se știe cât o să trage un compensator de argint. Hai să vedem și pe aici. Un supresor, mă, dacă aș găsi un supresor pentru sniper, ce bine ar fi. Da, nu cred că avem noroc. Ce frumos asta cu sniperul. Și aici am painant, s-ar putea să fie băieții. Aha, după mine cred că a tras. După mine cred că a tras. În partea aia, parcă a tras. Tras după mine, John. Mamă, ce m-am speriat. Încolo. Nu știu de unde. Sper să nu vină din spate. Băieți. Sunt în zona frumos. Băiatul ăla nu cred că e în zonă. Da, oricum cred că își face probleme deocamdată. Play zone, ok. Opa. Trebuie că au tras băieții din partea asta. Și nu-i văd. Asta nu-mi place. Ce avem ăsta? Păi ce bun. E casca aia de 3D bușită. Tras unul din partea asta. Băieții, gros. Până asta nu se fac.
A dat-o, frate, n-am avut ce să fac. Dar ăștia erau level 3, erau blindați. Bă, pentru solo, ia uite, am făcut și rank de gold. Pentru solo la duo, locul 3, eu zic eu, ok, mă, băieți. Eu sper că s-a auzit totul ca lumea și v-a plăcut acest match. Iar noi, noi MVP, păi, na, sunt singur în echipă. Ce se face? A, bă, am supraviețuit, deci chiar a fost, eu zic, a fost un match super, super bun. Vedeți că la solo nu ne-a găsit. Ia uite, ce am dat? Rich Gold. View reward, n-am ce reward să primesc, că na, am mai luat o dată, că sunt gold și la squad. Da, n-am obiți. Cam asta pe episodul, dacă v-a plăcut un clon, un buton de like și să scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade și eventual poate face și live-uri cu acest minunat joc numit PUBG Mobile. Ciao, bă, pa, pa! Dai că nu mi-a...